Meseria în sine, dacă nu o faci din pasiune și mai ales din punct de vedere al femeilor, nu este ușoară. Sunt polițistă de la 20 de ani. Destul de dificil a fost în prima fază. Părinții mei au fost foarte mândri că și femeile pot face ceea ce fac și bărbații. Nu plecăm de acasă să ne facem doctori cu gândul la altceva decât la a vindeca. Fiecare minut face diferența dintre viață și moarte. Nu m-am gândit că putem fi atât de sadici. Am făcut multe îngătușări cu colegii mei. Efectiv, erau bătăi și noi trebuia să intervenim. Îmi place foarte mult acest compartiment. Știam cu ceea ce înseamnă poliția, poliția în general. M-am trezit într-un sistem în care efectiv nu știam ce înseamnă și ce ar trebui să fac. A lucra în spital mi-am dorit întotdeauna. Greu, dar... Medicul veterinar salvează într-un fel, polițistul salvează în altfel. Am vrut să fac pe amândouă. Suntem așa ca o familie. Ne-am ales meseria asta. Încărcarea emoțională este foarte mare. Pentru noi, când totul este la secundă, câteodată te simți așa, ca un mic Dumnezeu. Câteodată te simți un pion pe o tablă de șac. Este o muncă grea. Îmi place. Deci îmi place. Ca și cadre medicale, suntem oameni nobili, oamenii cei mai sensibili din această lume. M-am îndrăgostit. Dacă îl mai luau de la capăt, o laborator aș face.